Salut și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Sunetul Banilor. Astăzi vorbim despre ultimele schimbări din indici, despre titurile Fidelis și despre rezultatele Nvidia. Să începem! Indicele BET a atins noi maxime istorice după ultimele ședințe de creșteri. Acțiunile băncii Transilvania au urcat în ultima săptămână pe fondul achiziției operațiunilor OTP din România, în timp ce OMV Petrom, o altă componentă importantă a indicelui BET, s-a apreciat după ce a anunțat dividendul propus pentru anul acesta, precum și un dividend special, dar și în urma unei recomandări de cumpărare din partea Erste Bank, care arăta un preț țintă de 0,766 lei pe acțiune. Dacă tot discutăm de indici, au fost anunțate câteva noi schimbări în indicii MSCI. Acțiunile TTS au fost promovate de la small cap la mid or large cap și vor face parte din indicii MSCI Frontier și MSCI România, în timp ce Acuila a fost eliminată din small cap, întrucât capitalizarea totală a companiei a depășit pragul maxim stabilit pentru acești indici. Totodată, au fost adăugate patru noi companii în indici, respectiv Bento, compa, de și prospecțiuni. Astfel, România ajunge la 26 de reprezentanți în indicii MSCI de frontieră. Și Fuzzy Russell a anunțat modificări. Acțiunile AROPS Transilvania Software vor fi incluse din martie în indicii Fuzzy Microcap și ne aduce la 14 companii în indicii Fuzzy dedicați piețelor emergente. Ministerul Finanțelor a dat startul unei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis. Trendul descendent al dobânzilor se vede și în această emisiune, dobânzile fiind de maxim 7% pentru titlurile cu scadență pe un an și o dobândă de 6,75% pentru cele cu scadență în 3 ani. Investitorii interesați de plasarea banilor în euro pot opta pentru o opțiune de dobândă de 5% cu scadență în 5 ani. Perioada de subscriere este puțin mai scurtă decât în cazul emisiunilor precedente, fiind închisă pe 1 martie, la orele 12. Deși piața a urcat pe noi maxime, volumele au rămas destul de scăzute, mult sub media ultimului an. Cel mai probabil, investitorii așteaptă o imagine mai clară a rezultatelor. Săptămâna viitoare fiind cea mai aglomerată perioadă a acestui sezon de raportări. După rezultatele preliminare, investitorii vor avea o imagine mai clară asupra performanțelor din 2023 și pot chiar să facă aproximări cu privire la dividendele ce pot fi distribuite. Voi ce părere aveți? Ce companii vor surprinde plăcut și cine va dezamăgi? Așteptăm răspunsurile voastre în comentarii! Amazon intră în grupul select de 30 de companii reprezentante ale economiei americane, adică indicele Dow Jones Industrial Average. Intrarea vine după ce Walmart a făcut o splitare a acțiunilor și a scăzut ca pondere în indice, iar operatorul de farmacii Walgreens Boots Alliance a părăsit coșul de acțiuni. Motivul modificărilor ar fi încercarea de replicare cât mai fidelă a economiei americane. Administrația Biden este în discuții pentru a acorda mai mult de 10 miliarde de dolari în subvenții către Intel Corporation. Negocierile sunt în desfășurare, iar pachetul e posibil să includă atât împrumuturi, cât și granturi directe. Fondul pentru semiconductoare are scopul de a subvenționa producția de chipuri și investițiile conexe în lanțul de aprovizionare iar fondurile vor ajuta la construirea fabricilor și la creșterea producției. Intel planifică să cheltuie zeci de miliarde de dolari pentru finanțarea fabricilor de chipuri în locații din Arizona și New Mexico, alături de o nouă fabrică din Ohio, despre care compania din Silicon Valley susține că ar putea deveni cea mai mare fabrică de chipuri din lume. Rămânem în sector și ne uităm către cea mai tranzacționată acțiune din lume în momentul de față. Nvidia a raportat mult așteptatele rezultate pentru al patrulea trimestru fiscal. Se pare că, deși compania a fost afectată de interdicția de export către China, a reușit să compenseze din creșterea accelerată a cererii de cipuri pentru inteligența artificială. Astfel, rezultatele publicate au depășit estimările analiștilor cu peste 10%, atât pe partea de venituri, cât și în privința profitului. Așteptări care erau oricum la un nivel foarte ridicat după dezvoltarea AI din ultimul an. Ca urmare a anunțului, cotația s-a apreciat cu 14% înaintea deschiderii pieței. Nvidia este performerul absolut al anului 2023 și totodată una dintre cele mai performante componente ale portofoliului discreționar S&P 500 Earnings Surprise. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Nu uitați să dați like, share și subscribe, dar, nu în ultimul rând, să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent!